Salut tuturor! Eu sunt Adriana Radu și în acest videoclip fac un rezumat al cum funcționează ciclul menstrual și apoi vă explic cum funcționează pilula contraceptivă sau contracepția orală combinată, a.k.a. ce știe toată lumea sub numele de anticoncepțional. Ciclul menstrual este un ceas intern extraordinar, un proces subtil și complex, căci suntem niște ființe umane extraordinare, în a cărei unică putere stă crearea unei noi vieți. Și este extraordinar și că am creat mijloacele de a stabili, de a controla noi însăne când și dacă vrem să creăm o nouă viață. Este acolo sus cu faptul că pământul se învârte în jurul soarelui sau că marea este influențată de lună. Este acolo sus cu faptul că am reușit să pășim pe acea lună. În corpul nostru există două rețele de comunicare. Pe una o știm, sistemul nervos, cu propria infrastructură și propriile semnale, neurotransmițătorii, care sunt transmiși de la creier către corp. E o rețea cu răspuns rapid, dacă vreți, rețeaua digitală a corpului nostru. Dar mai avem și o altă rețea, care funcționează analog, cu un răspuns mai lent, sistemul endocrin. În cadrul lui, comunicarea de la creier la corp și de la corp la creier se face prin vasele de sânge, iar semnalele sunt hormoni. De asta, în germană, sistemul endocrin se numește hormonsystem, sistemul hormonal. Ciclul menstrual este controlat de o anumită axă de comunicare hormonală din sistemul endocrin. Acesta este format din hipotalamus, glandele pituitare și ovare. Ovarele funcționează ca oza între sistemul endocrin și sistemul reproducător, între creier și aparatul reproducător. Ciclul menstrual este un proces repetitiv determinat de hormonii eliberați de creier și de ovare, care, vom vedea în mare prin ce pași mici, începe și se termină mereu în același punct. Acest punct este menstruația. Dacă astăzi este prima zi a menstruației, ea este concomitent prima zi a noului ciclu menstrual, iar ziua de ieri a fost ultima zi a ciclului menstrual anterior. După cum spuneam, în acest videoclip o să încerc să trec rapid prin ceea ce se întâmplă în timpul ciclului menstrual. Dacă aveți nevoie, uitați-vă de mai multe ori la explicația mea. Și în plus mai există un videoclip despre ovulație și ciclul menstrual aici pe canal, pe care cred că mulți dintre voi îl știu și pe care l-au lăudat pentru claritate atât fetițe de 8 ani cât și studenți la medicină. Și sper că ele combinate să vă dea o bună explicație pentru cum funcționează ciclul menstrual, care, spuneam, este un proces complex, deci trebuie să avem răbdare cu el și cu faptul că dacă vrem să-l înțelegem în profunzime, trebuie să investim timp ca să ne aplecăm asupra lui. Da. Cam asta este. Ovulația este evenimentul din cadrul ciclului menstrual în care ovulul, celula sexuală feminină, este eliberat de ovar. Evenimentul acesta este, bineînțeles, esențial când vorbim despre contracepție, pentru că scopul contracepției este ca ea să împiedice ca ovulul și spermatozoidul, cele două celule sexuale feminine și masculine respectiv, să se întâlnească, fecundarea să nu aibă loc și să nu aibă loc o sarcină. Ovulația este și perioada în care femeile sunt cele mai excitate. Am mulțumită unui hormon care se numește androgen, pentru că nu vom vorbi foarte mult în acest clip. Dar asta este important când ne gândim la efecte secundare ale contracepției, metodelor de contracepție, despre care vom discuta într-un alt clip. Vreau să vă spun că putem calcula cu exactitate când a fost ovulația numai în retrospectivă. Asta pentru că ovulația are de cele mai multe ori loc cu 14 zile înainte de prima zi a următorului ciclu menstrual. Poate să mai varieze puțin, unele surse spun între 14 și 16, dar majoritatea spun 14 zile. Și atunci avem prima fază, cea de la începutul ciclului menstrual până la ovulație, care este mereu cea care variază între 10 și 17 zile. Hai să vedem acum cum funcționează ciclul menstrual. În prima zi a noului tău ciclu menstrual, în corp se întâmplă multe lucruri. În uter și vagin,
debutează menstruația, care de regulă durează 7 zile. În același timp, în creier, adică la nivelul hipotalamusului, a glandei pituitare, dar și în ovare, debutează faza foliculară. Hipotalamusul declanșează toată această serie, producând un hormon care se numește GnRH. Acest hormon este transmis la nivelul glandei pituitare și o stimulează să producă la rândul ei alți doi hormoni. În această fază, glanda pituitară sintetizează cu precădere un hormon care se numește foliculostimulant. Pe lângă el și un hormon luteinizant, de care vom vorbi mai apoi. Hormonul foliculostimulant este transmis prin sistemul sanguin până la nivelul ovarelor, care au structura lor și niște vase foarte mici, care se numesc vase capilare. Astfel, acest hormon care este foliculostimulant, deci stimulează foliculi, ajuns în ovare, produce recrutarea, să zicem, și punerea la îngrășată a unui grup de folicuri ovarieni, care se va dezvolta și va selecta un folicul ovarian dominant. Acești foliculi vor secreta hormoni steroizi, în această fază în special estrogen, și asta va avea două efecte principale. În uter este faza de creștere a endometrului. Înainte ai avut menstruație, endometrul a fost eliminat, iar acum corpul trebuie să îl refacă. De ce? Pentru că endometrul este țesutul care susține viața în uter dacă ești însărcinată. În comunicarea cu creierul, producerea de estrogen numărită ajunge la un moment dat să dea semnalul negativ că nu mai este nevoie de hormon foliculostimulant. La sfârșitul fazei foliculare, secreția crescută de estrogen a folicului ovarian dominant duce la un nivel crescut de estrogen, right? Asta trimite un feedback pozitiv la creier, care stimulează producerea de hormon LH, luteinizant. Când concentrația de estrogen atinge un anumit nivel, glanda pituitară descarcă hormon. Și ne uităm aici în special la hormonul LH, luteinizant. Și această descărcare masivă de hormon luteinizant face ca foliculul să se maturizeze. Și acest moment culminează cu ovulația. Ovulul iese din ovar și este preluat de trompele uterine. Din resturile foliculului se formează corpul galben. Nivelul de hormon luteinizant scade după ovulație. Suntem aici în faza luteală. Corpul galben secretă progesteron și un pic de estrogen, ceea ce va induce schimbări la nivelul endometrului. Mai exact, după ce a crescut o perioadă, a devenit mai mare, acum endometrul devine, dacă vreți, mai suculent, este în așa numită fază secretoare. În felul ăsta este și mai bine pregătit pentru ovulul, care corpul nostru încă nu știe, s-ar putea să fie fecundat. Acum că a ieșit din ovar și ar putea să se întâlnească cu un spermatozoid. Un alt hormon, inhibin, transmite un feedback negativ către glanda pituitară pentru ca producerea de FSH, hormonul foliculostimulant, să se stopeze. Scade secreția de hormon GnRH și luteinizanți LH, asta ca urmare a secreției crescute de progesteron de către corpul galben. Dar, fără sprijinul LH, corpul galben începe să se deteriorizeze și involuează destul de mult după 10 zile, când corpul basically s-a prins că nu există o sarcină și începe să scadă nivelul de progesteron și de estrogen. Cu un nivel scăzut de progesteron și estrogen, în special ne uităm la progesteron, asta înseamnă că hipotalamusul începe din nou activitatea de a secreta hormonul GnRH, care stimulează la rândul lui secreția hormonului foliculostimulant, care în ovare stimulează foliculii din nou și astfel începe un nou ciclu menstrual. În uter au loc niște modificări, să le spunem, degenerative la nivelul endometrului și apare menstruația. Asta înseamnă că ce trebuie să reținem, ca endometrul să se păstreze, avem nevoie de un nivel, de un anumit nivel de estrogen și progesteron. Dar atenție! În cazul în care
chiar suntem însărcinate. Partea asta, ultima parte a fazei luteale, nu are loc așa cum are loc în orice ciclu menstrual obișnuit. Dacă apare concepția, dacă ovulul este fecundat și el se stabilește în uter, atunci placenta va începe să secrete progesteron. Și cu nivelul acesta de progesteron, persoana care e însărcinată nu poate ovula. Dacă concepția nu apare, cum spuneam, un nivel mai mic de secreție de progesteron va facilita, va face posibil secreția de hormon GnRH la hipotalamus și astfel se va relua ciclul menstrual. Cum funcționează pilula? Contraceptivele orale combinate sunt printre cele mai studiate medicamente din istoria medicinei. Peste 80% din femeile născute în SUA după 1945 au folosit, cel puțin la un moment dat în viața lor, contraceptive orale combinate. Contraceptivele au fost dezvoltate în anii 50-60 pe baza a două chestii pe care cercetătorii le cunoșteau în acel moment și pe care am încercat să vi le explic mai devreme. 1. Că atunci când sunt însărcinate, ciclul menstrual, de fapt, se stopează și ovulația nu mai are loc. Adică nu ovulezi în timp ce ești însărcinat. 2. La fel, ceea ce tocmai am aflat, că hormonul progesteron este cel căruia îi se datorează acest fapt, faptul că nu mai are loc ovulația în timp ce femeia este însărcinată. Asta înseamnă, pe scurt, că menținerea unui nivel de hormoni sintetici, estrogen și mai ales progesteron în corp, are un efect hormonal asupra corpului femeii care ia aceste medicamente. Efectul care este, în cel mai simplu fel spus, o păcălire a organismului că ești deja însărcinată. Deci, mai precis, cu contraceptivele orale combinate, se lucrează la nivelul hormonal care este controlat de ovare și hormonii estrogen și progesteron au o funcție, dar mai ales progesteronul, cum spuneau, au anumite funcții care, să zicem, luate împreună, împiedică apariția unei sarcini. Două acțiuni ale contraceptivelor orale combinate au fost demonstrate științific în repetate rânduri. 1. Stoparea ovulației. Are loc suprimarea ovulației prin feedback negativ către sistemul hipotalamic pituitar. Scade ritmul de pulsare de eliberare a hormonului GnRH. Scade răspunsul glandei pituitare la stimularea ei cu hormonul GnRH. La nivelul ovarelor, contraceptivele orale hormonale inhibă procesele normale. Dezvoltarea foliculară prin hormonul FSH este inhibată de estrogen. Ovulația prin inhibarea hormonului LH este inhibată de progesteron. Și în consecință nu se formează nici corpus luteum. Corpul tău reduce producerea de estrogen și stopează cu totul producerea de progesteron. Ele sunt deci prezente în corp pe această cale sintetică. Au aceste efecte și vin în corpul tău sub formă de estrogen și progesteron sintetic. 2. Îngroșarea mucusului cervical. Mucusul cervical rămâne gros și viscos pentru a împiedica spermatozoizii să înainteze prin colul uterin în uter până la ovul. Este și o metodă de backup, dacă vreți, pentru cazul în care, printr-o minune, o femeie care ia pilule contraceptive totuși ovulează. Haideți acum să vorbim concret despre pilula contraceptivă. Pilula contraceptivă vine într-o blisteră care are 21 sau 28 de pastile. Dacă are 21 de pastile, trebuie luată o dată pe zi, timp de 21 de zile și apoi făcut 7 zile pauză. Blistera cu 28 de pastile conține tot 21 de pastile cu hormoni sintetici, iar cele 7 pastile sunt niște pastile placebo, care nu au niciun efect, dar care te ajută pe tine să păstrezi acest ritm și care se te ducă la prima pastilă, care este din nou cu hormoni, în a 29-a zi. Pastilele sunt în așa fel dozate încât tu ești protejată și în aceste 7 zile cu pastile placebo sau în aceste 7 zile de pauză. Ce se întâmplă în aceste 7 zile? Păi, tu ai o sângerare cauzată de nivelul un pic mai scăzut al hormonilor sintetici
care nu mai sunt așa de prezenți în corpul tău. Știți că spunem că estrogenul și progesteronul sunt importanți la nivelul mucoasei uterine și un nivel mai scăzut al lor produce o sângerare. Atenție, căci dacă iei anticoncepționale, nu ovulezi, iar această sângerare nu este o menstruație adevărată. Ea este doar o așa numită sângerare de întrerupere. Această sângerare de întrerupere a fost setată pentru a da senzația fetelor și femeilor că ciclul lor încă se desfășoară într-un fel normal, pentru că a existat temerea că este foarte ciudat dacă încep să iei niște pastile și ele dintr-o dată ți-au oprit cu totul menstruația, care este unul dintre semnele cele mai importante exterioare ale ciclului menstrual feminin. Astăzi știm însă că această sângerare este doar o convenție. Consensul este acum un altul. Și vă citesc ce spune un studiu publicat în The European Journal of Contraception and Reproductive Health. E recunoscut faptul că sângerările de retragere lunare sunt în orice formă nenecesare și deseori inconfortabile. Pentru fetele și femeile care însă nu au chef să sângereze, așa degeaba, există și un regim de contraceptive orale combinate, care este un regim extins. Și acest regim extins permite să programeze aceste sângerări de întrerupere mai rar și asta este interesant, mai ales pentru cele care în această perioadă de întrerupere au efecte adverse, cum ar fi, nu știu, dureri sau au sângerări menstruale sau au dureri de cap sau sunt diferite efecte adverse unde chiar aș înțelege de ce este interesant o astfel de opțiune. Dacă vrei să renunți la sângerarea de întrerupere, reține câteva lucruri. Continuă cu pastilele imediat după ce ai terminat pastilele care sunt dozate hormonal din blistera actuală. Atenție, asta înseamnă că vei trece mai repede prin blistere și că contracepția te va costa mai mult. Dacă e pilula în mod continuu, s-ar putea să te pătezi din când în când. Dacă decizi să faci o pauză, iată ce trebuie să știi. Vei fi protejat în pauză dacă ai luat continuu timp de 14 zile pilula. Oricât de mult ai luat pilula, ești protejată în pauză numai timp de 7 zile. Apoi, protecția nu mai există. Dacă vrei să fii din nou protejată, trebuie să reîncepi să iei pastila după această pauză de 7 zile. Alte informații importante. Este super recomandat să mergi la ginecolog să îți prescrie pastilele contraceptive. Contraceptive se eliberează în România și fără rețetă, dar este o idee cam proastă să le iei așa de capul tău. Și pot spune asta folosind aceste cuvinte clare, n-are rost să ne beat around the bush. Don't do it, e o idee proastă. Vârsta, greutatea ta, statutul tău de fumătoare sau nefumătoare, istoricul tău medical, istoricul medical al familiei tale, toate astea sunt chestii de luat în calcul atunci când te decizi alături de medicul tău ce tip de pastile contraceptive ți se potrivesc și de reținut că mai există și alte tipuri de pastile contraceptive pe lângă cele combinate. Așa cum și medicul îți va spune, dacă începe acum să iei pastile contraceptive, prima pastile se ia în prima zi a ciclului menstrual, care este și prima zi a menstruației. Astfel, ești protejată încă din prima zi. Poți să începi să iei pastila și din a doua zi, dar atunci trebuie să te protejezi timp de o săptămână cu prezervativ. Dacă ai folosit o altă metodă hormonală înainte, nu știu, să zicem steriletul hormonal, atunci consultă-te cu medicul despre cum ar trebui să procedezi. Dacă ai făcut un avort sau că ai pierdut o sarcină înainte de termenul de 3 luni, poți începe imediat să iei pastila. După naștere sau după pierderea unei sarcini mai mari de 3 luni, trebuie să aștepți între 3 și 4 săptămâni până să poți reîncepe să iei pastila, pentru că altfel există riscul unei tromboze. Nu este bine să treacă mai mult de 36 de ore de când ai luat ultima pastilă, ea de fapt se ia la ore egale odată la 24 de ore. Și deci, da, e bine să o iei în fiecare zi, cam la aceeași oră. Pentru a evita orice risc în ceea ce privește luatul pastilei la timp, citește prospectul. Ok, am ajuns la finalul acestui videoclip, care este destul de complex, ceea ce
Haideți să o luăm într-o notă pozitivă, asta încercam să vă spun la început. Este mișto că suntem așa de complexe, e minunat, viața e complexă și producerea ei și reflexia ei în corpul nostru legat de producere e logic să fie la fel de complexă. Vreau să vorbim într-un clip viitor despre beneficiile non-contraceptive ale contracepției orale combinate, dar și despre efecte adverse. Pentru că multe femei urăsc pastila, multe femei iubesc pastila și asta are o grămadă de motive și mă bucur să vorbesc despre toate ele, despre toate acestea cu voi și mai ales că toate acestea au legătură și cu o istorie, nu mereu super curată, are pilulele orale contraceptive, despre care, la fel, fiecare femeie și fiecare persoană ar trebui să fie conștientă. Vă mulțumesc că ați fost aici. Vă rog să susțineți Sexul vs. Barza cu o donație recurentă. E cel mai bun mod de a ne susține. Linkurile de donație sunt în descriere. Și nu uitați nici de cursul meu personalizat de educație sexuală. M-am bucurat. Ciao!